Alfred Simonis, Partidul Social Democrat, este acum alături de noi. Bună ziua! Bună ziua! E pe bune scenariul ăsta al suspendării? Mai are cineva tupeu să-l menționeze? E bine ca într-o țară democratică sau semidemocratică, așa cum este România, cu nu-ți Claus Iohannis, avem curajul să spunem cam ce credem și ce vrem. Eu vă știu, un om curajos, domnule Simonis, dar mi se pare că nu e eficient. Nu e vorba de curajul meu. Nu, dar e vorba de curajul pentru că ar trebui să aibă opoziția sau, mă rog, partidele parlamentare să spun ceea ce gândesc. Pe de altă parte, nu există un scenariu al suspendării. Declarația președintelui partidului de aseară a fost că nu excludem o astfel de eventualitate, o astfel de situație, în eventualitate în care președintele continuă să se comporte abuziv. Nu era în raport cu decizia de numire a guvernului actual sau, eu știu, altceva. Nu putem exclude o astfel de variantă, indiferent ce nebunii face președintele. Peste în această cheie a declarat președintele Ciolacu. Ok, da. Hai să luăm scenariul care pare a fi. În acest moment, așa. Nu avem un scenariu de suspendare al președintelui. Dar în situația în care... Nu pentru că n-ar merita, pentru că modul în care președintele încalcă Constituția permanent ne-ar putea duce la astfel de concluzie, ci pentru că în acest moment România nu are nevoie de o criză politică. Și asta e punctul meu de vedere, care să cumva să tripleze, dacă doriți, criza economică și criza sanitară. Ori o astfel de suspendare ne duce în 30 de zile la un referendum pentru demitere. E adică tot ce ne mai trebuie nou acum în viață. După ce o nouă zi a votului este exact ceea ce nu avem nevoie în acest moment în România. Dar bun, atunci înseamnă că PSD și-a asumat 4 ani. Domnule Simonis, haideți să facem un dialog, vă rog, ca să fie un pic mai dinamic. Ideea e așa, înseamnă că PSD în acest moment mizează pe 4 ani în opoziție, timp în care să se și reformeze, să-și refacă forțele după alegeri locale, complicate, după alegeri parlamentare, ceva mai vivace pentru scorul PSD. Să știți că eu sunt unul din cei care cred că partidele au nevoie și de opoziție. Și eu cred că partidele au mare nevoie de opoziție. Că va fi un an, că vor fi doi, că vor fi patru, nu știe nimeni în acest moment. Eu încă consider faptul că președintele României trebuie să desemneze, să atribuie mandatul de premier desemnat partidului câștigător, partid care are 10 zile să-și constituie o majoritate. Dacă reușește, merge mai departe, dacă nu predă mandatul și trece președintele la partidul de opoziție a doua. Așa ar fi într-o țară democratică. Da, dar nu puteți face majoritate, domnule Simonis. Aici e problema. Asta nu știm înainte de a desemna primul ministru. Am văzut multe situații în România în care s-au făcut o fel de modificări incredibile la un moment dat. Deci și dumneavoastră credeți în guvernul de Uniune Națională sau într-un guvern minoritar? Eu cred în democrație și democrația ne spune că trebuie să respectăm aceste reguli. Sunt doar 10 zile în care putem să constituim sau nu o majoritate și să mergem mai departe. Haideți să nu... Eu sunt de acord cu dumneavoastră, domnul Simonis, dar nu înțeleg matematica și matematica pe mine nu m-a mințit, că s-am făcut și liceu de mate fizică informatică. Deci, PSD cu cine să se alieze în coaliția guvernamentală? Mă rog, cu cine să se alieze ca să formeze o majoritate, să poată să dea o stare de siguranță mai sus decât o oferă cei de pe dreapta, care par ceva mai închegați? Cu cine? Că doamne, nu vrea să lucreze nimeni cu dumneavoastră. Dar de ce a mai făcut alegeri atunci? Pentru că era și înainte de aceste alegeri faptul că nu vom obține peste 50% în opțiune electorală. Pentru că n-a mai obținut nimeni în România, de la USL încoace și pe capăt singurul moment în care în România a fost cineva peste 50%. Atunci o alianță. Deci haideți totuși să respectăm democrație și regulile acestei democrații. Adică se fac alegeri, deci le-a mai făcut. Trebuia președintele să decreteze că viitorul guvern este format de unii și alții și să nu mai facem alegeri. Adică, dar nu mi-ați răspuns. Cu cine ați fi lucrat? Cu USR-ul? Calculele matematice se fac după atribuirea acelui mandat. Avem exemple. Gândiți-vă păi nu e așa, domnule Simonis, că știm amândoi aritmetica parlamentară. Dacă n-ai cu cine să adun voturile egal, n-ai majoritate, puteți să spuneți ce vreți. PSD are 30% sau 29%. Ați câștigat în principiu... Așa. Bun. În funcție de numărul de parlament. Poți să o întrebare? În 2008 v-am mintit, de exemplu, care era aritmetica parlamentară. Să știți că sunt foarte tânăr în general, dar memoria mă mai lasă chiar și acum. Dar amintiți-mi exact speța la care faceți referire. Atunci PSD-ul a câștigat alegerile. Așa. Și PNL-ul, care erau potențiale aliați, aveau peste 50% în parlament. Știți cum s-a format guvernul în 2008? Nu mai știu exact, dar sigur nu putem... PDL-PSD. Nu spun că se poate întâmpla asta. Guvernul Boc. În politică... În 2008 nu aveam dreptate și adevăr sau sunt eu... și adevăr, nu? Și ce a funcționat? Țineți minte... Scandalul Nica. Țineți minte coalițiile nesfârșite
Așa, vă rog, vă ascult. În 2004 a fost deputată și în 2008 a fost guvernul acela PDL-PSD. Așa, și logica era că ce? Pentru a face pe cei care ne ascultă înțeleagă că după ce ai acel mandat de premier desemnat, ai forța de a negocia, de a oferi posturi în schimbul susținerii, în guvern, evident, și te pot coagula majoritatea. Altfel, nu mai au sens alegerile, îmi pare foarte rău, pentru că știam dinainte de alegeri că nimeni nu va face peste 5%. Dar știți foarte bine cum scrie la Constituție și la lege. Apropo de premierul care strânge majoritatea. Rafila poate să strângă majoritatea? Uitați-vă la ultima decizie a Curții Constituționale, care spune că premierul trebuie să fie de la partidul care are șansele să constituie majoritatea. Aceste păi și nu vi se pare că în acest moment PNL-ul are... Vrem, nu vrem, ne place, nu ne place, până la urmă și la urmă nu e treaba mea să judec aici. Dar în acest moment, cu toată simpatia, PNL-ul are prima șansă să creeze o majoritate în Parlament. Îmi pare rău să vă dezamăgesc. Toate astea, majoritatea românilor au hotărât ca PSD-ul să... Din 30% prezență la vot, domnul Simonis. Tot din aceeași... Aia nu e o majoritate, e o majoritate dintr-o minoritate. Tot din 30% prezență la vot au și PNL-ul și USR-ul această șansă de a conduce guvernul. Deci nu se poate aplica numai la noi acest procent de prezență. Eu am înțeles și nu spun că se poate aplica. Spun doar că în acest moment, că ne place, că nu ne place, cu un PSD reformat sau nu, PSD în acest moment nu are cu cine să negocieze pentru că reacția este mai bine pe dreapta. Asta e realitatea momentului. Nu spun că e corectă. În primul rând, eu nu am certitudinea, ba din potrivă, am... certitudinea că va fi foarte complicat să se înțeleagă USR cu PNL. Bineînțeles, stați așa că și n-am ajuns acolo. După aceea, pentru că am ascultat partea intervenției noastre de la început, de-abia după aceea vor începe problemele cu UDMR, care știți foarte bine cât de eficient negociază atunci când e nevoie de dânsii. Cineva așa trebuie să fie pragmatic în guvern. Hai să ne grăbim în politica românească, mi-aș permite să completez. E adevărat. Aș zice că... erau și niște glume în sensul ăsta. Exact. Haideți să avem răbdare și să vedem dacă aceste partide favorite în opinia dumneavoastră vor reuși să coaguleze acea majoritate și totuși, cred că pentru a respecta regulile democratice, președintele ar trebui să determineze premierul de la partidul câștigător. Mergeți la consultări, dacă avem sau nu majoritate. Domnul Simonis, mergeți, vineți la consultări? Nu iau eu deci decizia asta. Ok, dar există această posibilitate să nu meargă Partidul Social Democrat? Că am auzit că există un zvon în sensul ăsta. Acum, depinde și cum se face invitația aia, depinde și cum se pune problema. Nu, pe hârtie sau pe mail? Nu, e important dacă președintele ne cheamă să ne spune că pierdem vremea pe acolo sau totuși are eleganța măcar să invite la o consultare, cum așa cum ar trebui să întâmple cu o formă Constituției. Păi pare că intuim deja răspunsul. Eu una și, na, bănuiesc că și dumneavoastră. Atunci ce facem? Să ne întâlnim cu președintele? Începem să facem opoziție, domnul Simonis. Asta este corect, dar haideți să stabilim cine-i puterea înainte de a face opoziție, pentru că așa cum am făcut opoziție în această perioadă, totuși n-a fost chiar ineficient. Adică am câștigat alegerile parlamentare plecând de la un scor în urmă cu un an de zile sau de la o situație în urmă cu un an de zile care ne punea în imposibilitatea de a ne gândi la câștigarea. Cred că aceste reforme pe care partidul le-a implementat, și trebuie să recunoaștem că au fost niște măsuri curajoase luate în ultimul an de zile, toate aceste lucruri au dus să câștigăm, să recâștigăm măcar parte din electoratul pe care l-aveam. Bogdan Pavel are curiozitate, te rog, Bogdan. Bună ziua, domnul Simonis. Știți cumva la cine se referea ieri doamna Firea când spunea că cei de la PNL au contactat lideri PSD pentru a forma majoritate? Bună ziua, nu am această informație, nu știu la cine se referea. Probabil că PNL-ul își continuă practica de racolare a oricui, pentru că au principii și nu vor discute cu PSD-iști doar prin declarații. Dar printre candidații, printre parlamentarii noi aleși, se regăsesc 15 foști membri PSD, o parte dintre ei chiar membri ai cabinetelor Dăncilă și ai altor cabinete, adică probabil că au demarat acea racolare, cumpărare, dacă doriți, a parlamentarilor din toate partidele pentru a-și constitui acea majoritate pe care dumneavoastră puneți cu au. Eu aș fi mai reținut. Și eu încă o întrebare, dacă se poate. Cu cine ar putea să negocieze PSD în acest moment pentru a face majoritate? Atâta timp cât PNL a spus că nu discută cu noastră, USR nu discută, UDMR este favorabil unei alianțe de centru-dreapta, iar AUR este în opoziție cu toată lumea. Bun. Vă spuneam de la început, declarațiile liderilor partidului au fost următoarele cu acest PNL, care într-adevăr, ca să revin acest moment, doamne, de ce mai devreme, au avut o problemă conducând România în perioada de criză,
Dar acest dar cine n-ar fi avut, domnul Simonis? Haideți să fim... Nu, domnul Simonis, nu, eu sunt prea puțin... Nimeni nu avea cum să conducă... Eu nu spun că nu s-au făcut erori, dar sunt absolut convinsă, pentru că am observat ciclicitatea cu care ajungem în barca guvernamentală, că în situații complicate de criză, indiferent de care vorbim, fiecare partid care la guvernare pierde, domnul Simonis, câteva procente. Ăsta e adevărul, e erodarea clasică. Cred însă că românii ar fi înțeles aceste măsuri, dacă ar fi fost logice, și dacă în timp ce românii supreau restricții, nu se dădea tun după tun. Dați-mi voie să mă îndoiesc când e vorba de memoria colectivă, domnule Simoni. Știți de ce? Pentru că dacă în primăvară ni s-a părut că este fair cu taburile armatei pe străzi pentru că ne era frică, în toamnă nu ne-a mai convenit, nu ne-a mai convenit restricții. Pentru că a fost aberant să avem taburi pe străzi la 10 cazuri pe zi și să avem relaxare maximă cu 10.000 de cazuri pe zi doar pentru că avem alegeri locale. Acest tip de dublă măsură și de măsuri logice au erodat acest PNL. Probabil că oamenii ați înțeles nevoia de restricții și s-a văzut că există o preocupare în societate în acest moment cu privire la aceste restricții și se respectă în marea majoritate lor, dar nu în timp ce oamenii suferă, guvernul se lăfăie la guvern cu bare de whisky pe masă, nu cu închiderea pieței și deschiderea supermarketului. Acum știți cum închiderea... mi-aduc și eu, pot să-mi aduc aminte și eu de imagini cu domnul Ciolacu la restaurant. Deci întotdeauna există, în stânga, întotdeauna există un echilibru.